Producătorul român de rând este în dezavantaj în raport cu marfa din import. Este o realitate cu care ne confruntăm de ani de zile, însă care bate pasul pe loc. Proiecte și idei există. Cooperativele sau asocierile între fermieri ar fi unele dintre soluții, însă punerea în practică a acestor planuri lasă de dorit. Aici avem soiul generos și estimăm o producție la 50-60 de tone pe hectare. Este un soi dulce, acidulat, o culoare spre coacere, partea umbrită galbenă, partea rozaliu roșiatică. E nemaipomenit de gustos. În sudul județului Mehedinți funcționează două plantații de mere. Piața de desfacere pentru aceste produse este un demers greoi, presupune cheltuieli ridicate, iar nu de puține ori marfa este vândută la prețuri de nimic. Mierele sunt foarte bune la gust și producția este foarte mare. Ce să vă? Cum a fost anul? Anul a fost cam secetos, le-am băgat apă prin picurare și... Le-ați dat multă apă? Da, da. Le-am dat apă mereu. Asta înseamnă că a crescut cumva și investiția, costurile de producție. Da, da. Suntem la începutul campaniei. Anul trecut, pagina de socializare de care dumneavoastră amintiți ne-a ajutat într-un câtva, numai că noi nu suntem în măsură să satisfacem toate doleanțele celor care ar vrea să cumpere. De exemplu, sunt oameni care ne-au sunat din Timișoara, din Arad sau, eu știu, din cealaltă parte a țării, care ar fi vrut să le trimitem câteva kilograme de mere. Nu putem să facem așa ceva la momentul ăsta. Persistă problema desfacerii din cauza faptului că noi nu putem să vindem către la supermarketuri. E aceeași problemă. Ei doresc să fie marfa sortată și pe o perioadă îndelungată, adică ar trebui să ai un spațiu de depozitare. Chiar dacă produsele românești sunt cu mult mai gustoase decât cele aduse din afară, producătorii spun că nu de puține ori sunt nevoiți să dea marfa la prețuri foarte mici comercianților, iar adaosul acestora în piețe este foarte mare. Știți, există o vorbă, România este grădina Maicii Domnului. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu soluri mănoase care își lasă amprenta în tot ceea ce înseamnă legume, fructe. Una este mărul crescut într-un sistem, plantat și crescut într-un sistem în care terenul este sărac și atunci omul intervine cu tot ceea ce înseamnă îngrășăminte, chimice, pesticide, dar el nu are mărul ca atare să-și extragă microelementele care ele dau gustul acelui soi. Vedeți dumneavoastră, sunt populații locale. De exemplu, în Transilvania mărul are un gust, la noi are un alt gust. Mă refer, să zicem, în special la măr, pentru că noi acum suntem într-o plantație de măr. Pe de altă parte, nici marile lanțuri de magazine nu încurajează producțiile de fructe și legume românești. Asta deoarece tot ce vine din import are o logistică mai bine definită. Pentru a face față cerințelor, fermierii au nevoie de spații de colectare și depozitare special amenajate, care presupun o investiție costisitoare. O soluție ar fi aceea a asocierii în cooperative, un proiect despre care se tot vorbește de ani de zile, dar care întârzi aprinde contur. Este foarte bună! Este foarte bună, suntem mulțumiți, ne-a ferit Dumnezeu de piatră, pentru că dacă nu avem plasă, dacă ne dădeau piatră, cum mi-a dat domnul Mișu Popa la pleniță, la nenorocit, nu poate să vândă un măr. Toate le dă la suc. Problema e seceta, înțeleg. A fost seceta, acum poate să ne dea ploaie cât o vrea, că nu ne mai trebuie. Dar eu am băgat prin picurare, am înnecat prin inundare, așa cum se zice, prin brazdă. Am băgat cu 4 motopompe și am făcut față. Am avut noroc, am avut și râul lângă mine, pentru că fără râu alții aveau puțuri. Dar puțurile au secat și alea și plus de asta pompa aia scoate 1100 de litri pe minut. Păi gândiți-vă, mergea un minut și seca fântâna. Eu am avut noroc. Conform statisticilor în țara noastră, numărul fermelor mici de familie este de 4 ori mai mare decât numărul societăților comerciale, însă randamentul lor în economie este nesemnificativ, pentru că producția este mică și nu reușesc să o valorifice pe piață.